Mâncare cu principii. All kinds of variety. De Cezar Munteanu. A little bit of everything. La Europa FM. Salut, Cezar, bine ai revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Suntem și în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM, să le spunem ascultătorilor noștri. Salutare europenilor. În plin europenilor, post, știu. Așa încât rețete de post astăzi. Da, rețete de post, am zis, da, bine, și data trecută pe cinta de dovleac, tot de post. Tot de post, așa că na, nu vă duc în ispită. Am să vin la un moment dat, chiar o întrebasem pe maică, mai zis, băi, ia zi mă, ce mâncare vrea să... Și eu zice, băi, ți-au ce aminte, făceam niște chifteluțe din ciuperci, pentru că de post, da, la maică mea când mă duc, nu există postul, e post, adică asta ești... Se ține, nu... Da, da. Ideea este că mi-am să aminte de ciupercile astea de, în chifteluțe, da, chifteluțe de ciuperci, și am zis, băi, hai să le spunem, știi? Să spunem rețeta, mai ales că în post facem una dintre, mă rog, obligați sau forțați de împrejurări, nu prea mâncăm proteină, știi? Și tendința este de a te duce mai mult pe legume, evident, de a te duce pe legume, mai multe chiar, și ajungi să mănci un volum mai mare de mâncare în post decât în mod normal și din punct de vedere nutrițional. Acum discuțiile sunt foarte, foarte ample sau... mă rog, lungi. Unii spun că e ok. Eu, noi carnivorii, că și eu și tu suntem carnivori, Radu, îți dai seama că la chifteluța îi pune repede o tocătură acolo. Spui, da, nici ciupercile nu sunt aruncat din potrivă. Nu strău, nu, chiar nu sunt rău și mai ales făcute cu ciuperci de pădure, dacă ai de unde, chiar și congelate, știi? Le tragi la tigaie ca să intrăm direct în rețetă, trase la tigaie cu ceapă frumos, stropite cu puțin vin, sotate, da? Până scad cum trebuie, amestecate cu o mână de cartofi zdrobiți, fierți și zdrobiți, după care dați prin pesmet, efectiv, da? Dar să fie foarte tare compoziția, lăsată să răcească, după aia pus frumos între palme, făcută ca o biluță sau chifteluțe plate, chifteluțe, cum le zice la Moldova. Ne ascultă Alexandra, sigur ne ascultă. Așa, Alexandra, producătoarea de la Drum cu Prioritate, bătute ușor între palme și fripte în puțin ulei. Asta, mă rog, mai pui pătrunjel, punem oregano un pic, asta ca și plante aromatice. La ulei umblăm? Adică folosim pe cel obișnuit? Sau? Folosim ulei obișnuit, da? Încercăm să nu le rumenim prea tare. De ce? Pentru că ai ciuperce deja sunt sotate, ai cartofi care sunt fierți, practic te uiți după crusta aia frumos. N-ar trebui să dureze mult până când... Mai n-ar trebui, să știi că nu. Chiar e o rețetă foarte rapidă și foarte, foarte gustoasă. Adică ciupercile alea sunt delicioase, repet, trebuie să folosiți și congelate. Important este să le faceți de așa natură, încât să fie compoziția consistentă. Deci să le uscați, practic, în tigaie ciupercile. Data trecută ne-ai vorbit despre zacusca cu ciuperci și vin. Pentru că asta e rețeta ta. Iată acum despre chifteluțele cu ciuperci. Dacă nu avem ciuperci, ce mai facem de post? Dacă sau nu altceva? Avem ciuperci, eu sunt un mare mâncător de nout, știi? Și v-am zis rețeta, tot v-am zis rețeta de humus. Stăteam și mă gândeam că rețeta de falafel sau falafel, n-am zis niciodată. Și e foarte simplu. Atunci când vă apucați să faceți humus, luați o parte din năutul care a stat la umflat și nu-l fierbeți, îl dați prin mașina de tocat pe care îl amestecați cu verdeață, cu o mână de făină, condimente și pe ăla. La fel, îl modelați și îl frigeți și e delicios, da? Ca și sos, la el puteți să aveți varianta de tzatziki, da? Să veniți cu un tzatziki pentru cei care nu sunt chiar atât de strict, de radical în ceea ce înseamnă post. Tzatziki, adică iaurt grecesc 10%, ai castraveți dați prin răzătoarea mare, storși foarte bine, amestecați cu puțin usturoi și pătrunjel, să nu dai o muzică grecească, acum o melodie grecească. Nu, că ascult cu atenție. Da? Bun, deci asta putem să mâncăm fără, dar și poate ce putem să, că tot avem năut, tocăniță de năut în loc de tocăniță de cartofi. Pentru că am o problemă cu cartofii, știi? Adică avem tendința de a mânca foarte... Cartofii sunt gustoși, e un lucru foarte bun, dar, sincer, nu simt de foame. Adică... Și te și îngrașă, să spunem pe aia dreaptă. Da.
Pentru că ai tendința de a mânca foarte mult. Mai mult, da. Mai mult, carne, mult. Mănânci cartofi. E, și mai pui un pic de unt, păi mai pui un pic de grăsime de orice fel, da, și se adună, sunt calorii. Dar tocana de năut este extraordinară. Vă ajut din același năut din care ați făcut falafel, hummus, face și tocănița. Lăsați-l în schimb să fiarbă un pic și o luați exact pe urmele tocăniței clasice. Morcovi, păstârnac, ardei gras, ceapă, trase la tigaie, suc de roșii, da? Pastă de tomate, suc de roșii cu mult busuioc, cu ce vreți voi, după care puneți năutul fiert, dați-i clocot cum trebuie, puneți-l într-un vas pentru gratinare sau pentru coacere, băgați-l la cuptor. Asta o fac de obicei în vas de pământ, bag la cuptor, îl las acolo până scade și se ia cu lingura, zici că e tocană, pui o mână abundentă de generoasă de pătrunjel. Lași carnea un pic la o parte. Știi cum e delicioasă? Cu acrituri, cu niște murături. Jesus. Și la final, un desert, plăcintă cu dovleac. Și la desert, nu? Da, nu. O dăm pe mere coapte. Sau da, mere coapte, dacă vrei. Pe mere coapte și chiar am niște rețete de dulciuri de post pe pagina mea de Instagram, pe Chef Cezar Munteanu. Intrați acolo, mai trageți cu ochiul ce vă inspiră. Ai venit, ne-ai făcut poftă și acum ne părăsești. Chiar am și venit. Cu năutul ne-ai făcut poftă, cu trei feluri. Am venit, am luat inima și am plecat. Mulțumesc mult, Cezar, pentru vizită și pentru ideile pe care ni le-ai dat pentru acest post, pentru cei care țin post și ascultă Europa FM în aceste momente. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Vă mulțumesc.